Salutare tuturor, eu sunt Sneak și bine v-am regăsit la o nouă ediție din Sneak reacționează la bă fraților, la episodul trecut am strâns 230 de like-uri, ceea ce înseamnă foarte mult, de două ori mai mult decât strâng la o poză de profil pe Facebook, așa că v-aș ruga dacă mai vreți să lăsați cât mai multe like-uri, să facem poate chiar 250 sau oricum, să facem peste 200 pentru încă un nou episod și am zis că dacă fac data trecută peste 200, o să posteze două ori pe săptămână, o să vedem cum facem, hai să strângem și la asta peste 200 oricum. O să aveți linkul în descriere de la acest videoclip, de la videoclipul original și astăzi voi reacționa la copii cu noi de copaci MC, adevăr sau provocare 2. Ok, în primul rând, vedeți aici că scrie Made with Viva Video, ok, hai să vedem ce poate, să vedem ce poate, da? Ok. Un intro foarte calitativ, făcut în Movie Maker, e chiar copii copaci, ok, de data asta e chiar foarte tare, hai să vedem ce... Ok, muzică! Ce faci ceva așa? Bă, lipsesc doi, dar... Sau dar tu rășă pies, vă leu! Ce, cum ai lipsesc doi? Unde? Oare unde o fi? I-ați uitat prin spate, mă. Poate vă ajut acolo cu montajul. Unul ține microfonul, unul ține... Mamă, uite-l pe ăsta cum își bate bidonul de picior. Măcar dacă n-au melodii de fundal, să facă ăsta trâng, trâng, știți? Și-au ales un background foarte șmecher, un tir, un camion, ce e ăsta, și căciulă, tot ăsta, bă, n-o luați în nume de rău, că nu critic, eu doar m-am uzi pe seama asta, atâta tot, ok. Bă, eu nu l-am înțeles pe asta, ci că, bă, veniți, ai venit, și-o strit ăștia cu gamna asta, uite, e 14 februarie 2016, exact acum o lună, exact. Ianuarie, februarie, martie, aprilie. Exact acum două luni. Mamă, frate, deci intro mai bun ca ăsta, ca astea două n-am văzut în viața mea. Vă rog, hai să continuăm. Bun, deci haideți la locurile voastre. Deci acum... Bună și bine v-am găsit la... Am auzit ce vine sau stai că vine mama aia. Eu așa m-am auzit. Și nenorocitul ăsta tot îl enerva pe ăsta mai mic și ăsta săracul ce să facă, fiind mai mic nu putea să-i se opună și oh my god, doamne, ce catastrofă aici, ce doamne, e e vârsta provocării 2. O să le pun provocări la acestor băieți. Deci prima provocare să le pun provocări la acestor băieți. În primul rând, nu știu dacă aici ori e adevăr sau provocare, ori e simfonie, pentru că ăștia bat talang aici sau fac provocări și mamă, ce roată curată are tirul ăsta, mamă, e penal sau camion ce-o fie el. Hai, băiatule, pun eu provocare, una șmecher, chiar te rog eu. Uite, dar de ce ai mușcat așa? De ce? De ce? Lasă-mă bidonul ăla în pace, îți găurești dinții, gingea, strici, iei smalțul de pe dinte, lasă acolo. Aoleu, eu trebuie lui. Hai. Bă, Brana, e bine, mă, le-a arătat ce limbă i-a dat efectiv, mamă, mea, ce l-a lins, l-a măzălit tot, s-a măzălit cu țava de șapament sau ce-o fi asta, l-a rupt, frate, l-a zis că pup aici, și asta fără așa, fără nicio problemă, pac, s-a dus și i-a dat direct o limbă la roata asta, la ce-o dat el, săracu camion, frate, proprietarul oare lasă așa ceva, eu aș suna direct la poliție dacă aș vedea că un ciumpalac de ăsta își dă limbi cu noua mea achiziție. Stați aici. Și tocmai ce zicea de proprietar acum a venit să zică dacă umblați la mașină, nu știu cum, nu umblă nică, ăștia se cunosc, adică în state probabil se vorbește așa, dar chit că e mai mare ca tine, zice, ei, tai acolo, e calm, că tai, ce tai acolo, tai acolo, că, da, nu știu ce mai zici, da, sigur, desigur, vă mulțumim mult, nu așa, lăsați-ne, nu știu cum, da, ei, tai calm ca vinul, da, bot. Așa, acum o să-i pun provocare lui Ionuț, să țină fața 5 secunde acolo. Ionuț nu face asta. Una, două, trei, patru, cinci, gata, sus, gata. Vă leu, Ionuț. Vă, Ionuț.
Bă, nu, bă, tu te lași duș, te lași, mamă, te-o luat cu zăhărelul și te-o băgat direct în molozul ăla acolo, te-a făcut tot negru la față, parcă ți-o dat cineva cap un tort, așa, mamă, mă. Uite ce negru la față, bă, uite ce spumă, așa, maronie are aici pe la față și pe ochi are tot. Dar omul ăsta săracul se gândea că poate face cea mai tare provocare, că și-o pus unul așa și Tarzan, bum, direct așa, și-o cu fața molozul ăsta, noroiul ăsta, doamne, porumb, sticle, deșeuri, cine știe ce o fi pe aici. Ah. Mamă, ce background. Conjugarea verbului a face. Avea fa 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 fa. Mamă, bă, ușor, mă, că ieși și petul cu tine, serios, adică. Mamă, frate, să fac fa fa a fa. Să faci. Ok, hai să lăsăm să ne. Iar cu pupatul, mă. Alo. Nici nu a ajuns, săracul. Mai cu talent. Pupă. Dar n-ai pupat, n-ai pupat. Ă, dar nu pupat. Stai așa, bă, Sebi. Bă, dar asta stai, că nu, asta doar o sărit așa, ce-o zis? Că dacă filmează din unghiul ăla, noi nu vedem. Dar eu am văzut foarte bine că băiatul ăsta când o sărit, nu mai pupat. Și o pupat așa în aer, gen, era, face. Și nu mai pupat, adică ne-a trișat. Deci, ori faceți aici scenariu ca lumea, ori nu faceți, nu știu, băieții ăștia chiar au trișat, nu știu. Deci, săracii ăștia mai aveau răbdare. Asta până s-au gândit, mă, ce să le pună ăștia, deja să pupau unii pe alții, să mai dădeau o limbă lui ăsta, bă, ăsta murdar la bot, ăsta cu petul în mână, dar de ce au toți sticle, mă? Eu asta nu înțeleg. Deci tot, cred că și cameramanul cred că are sticle, mă. Eu chiar aș vrea să-l cunosc pe cameraman, adică chiar aș vrea să închei un contract cu el, să deschid un contract cu el în care aș face o adevărată societate cu el. Aș vrea să fac un film cu el, serios, chiar, și l-aș turna aici, în Zăvoren sau unde. Ue! Abia acum am observat, că ăștia la descriere. O pus pagina mea, așa, pagina mea. Intrați aici pe pagina mea. Ok, prea penal. Soțână, un soțână, în fund, în lasă. Băi, eu n-am înțeles, bă, te murdărești, mă, apă nu mai este, să pun nici măcar atât, și tu bagi mâna rumegușul ăla, țăruș sau cum o zice el, în bolozul ăla, în noroi, ce-o fi, mamă, ce ghete de firmă, băieții ăștia. Băi, dar nu înțeleg, adică, de ce ai luat, ce provocare asta să iei noroi în mână, să-l ții așa în mână, îți găurește mâna, vezi așa prin palmă, sau care-i treaba, că nu prea înțeleg. Oh my god, băieții ăștia sunt criminali, mă, deci, eu chiar aș vrea să fac adevăr și provocare cu ei trei, chiar m-aș duce acolo, în Zăvoren sau unde. Să mă duc, nu știu, aș face. Hai. 3 secunde. Hai. Ține. Hai. Oi, eu nu sau Sebi, dar asta era Sebi. Bă, Sebi, mă, maică ta, nu ți-o zis de mic, mă. Nu băga aia, că-i caca. E bine, tu chiar bagi cacao ăla pe bune, deci chiar, acum chiar pe bune, sau chiar e caca și-l bagă fix în gură. Și uite cum ține, ca și cum parfuma iarbă cu Snoop Dogg, așa de G, băiatul ăsta n-are nicio treabă. Ține, mă, că nouă trecu câinii, oi, porci, vaci, ce o mai trecut pe acolo. E ca și cum ți-ai băgat, imaginați-vă că și-o băgat o fermă în gură. Ei bine, tipul ăsta chiar și-o băgat o fermă în gură. Deci, băiatul ăsta, eu bag două felii de pâine în gură, dar s-au băgat o fermă întreagă. Băi, Sebi, măi, ești criminal, deci mă. Țuca te-ar tata. Mă, parcă a fost regizat, mă, când 1, 2, 3 și când o zis la 3, pac, și da, la poc, așa, cu tot asta direct, poc. Mamă, deci băieții ăștia. Bă, intro au avut, chiar două, faine.
bani de outro n-au mai avut, adică măcar să pună intro-ul ăla, să spună, să-l dea pe invers, știi, și să facă, bă, măcar atâta, bă, uite, bă, ăsta voia să-i dea cu petul, nu știu ce naiba voia să-i facă, ăsta făcea dansul ploi pe aici, bă, tot să se gândea dacă i-a ieșit provocare sau dacă lumina era bună pentru, ok, bă, a fost un video genial, aveți link-ul în descriere pentru acest episod, de la episodul original. Și da, bă, da, cu cât mai multe like-uri, cu atât o să facem mai mult adevăr și provocare. Băieții ăștia criminali, deci, o, da, chiar vreau să fac adevăr și provocare 3 cu ei, pe data viitoare.